La mulți ani, dragii mei stupani, și un an nou fericit. Iacă astăzi mări în primul ianuarie 2024. Vreau să le urez stuparilor și tuturor care au fost alături de mine în anul ăsta. Un an nou fericit, la mulți ani și numai bine, albine sănătoasă, nu ca anul ăsta cum a fost la Marin, dar să fie și cred că așa o să fie și pe parcursul iacă. Și avem o iarnă cam șoadă. Iarna asta e o iarnă iară ca anul trecut, o iarnă plină de căldură. Prestăzi avem și plus 12, albina și ieri o zburat afară, nu multe, dar o zburat, a fost și cu vânt. Asta nu-i baș potrivit pentru ele. Văd că la umbră cam este și dale moarce. La soare nu am găsit nici un pumn de albine. Și la umbră am strâns cam destulă. Numai asta e avantajul sau dezavantajul la pavilion, că totdeauna la alăturia de la urmă e mai mare mortalitatea, dar nu înseamnă că la primăvară nu se dezvoltă mai bine. Ce să mai vă spun, anul ăsta la Marin a fost un an de ținut minte. Din primăvară a fost fain, albina a început să se dezvolte destul de bine, că pentru prima oară am avut rapiță. Am reușit să scot și niște chile de miere, care pe urmă a trebuit să o dau după pădure. Pentru că, na, în primul rând nu se caută nici de cum mierea aia, am mai rău îi plăcită și așa că ce-i de făcut, am mâncat o chilă, două, trei, câte am mâncat și am dat-o înapoi la albine. Pădurea ne-a fost față de anul trecut mai slabă, prejumătate, să spun așa, dar iară am scos miere. Albinile au fost destul de perfecte când m-am dus la pădure, dar am început să mă îngrijorez că vechima de la pădure am văzut că atacul de puiet văros. Când am venit acasă, m-a așteptat o muncă maraton până toamna, din care am reușit să scăp mulți stupi, să spun, dintr-o stupină de 100 cât au fost de familie, 70 au fost cu puiet văros. Așa ceva de nemaipomenit. Pre urmă am început tratamente care v-am arătat în fial și chipuri, care v-au fost eficiente, care va nu, dar am reușit să scăp stupina. La floarea soarelui a fost zero și îi nu am scos absolut miere, că am lăsat tot la albine, pentru că a fost așa de atacată și n-am vrut să mai scot, ca pe urmă să rănesc și să mai rănesc. Așa că le-am lăsat-o lor și cred că am făcut destul de bun lucru. Toamna târziu mai am avut la 1. M-am băgat cu o stupină ca și nici într-un an. Majoritatea stupilor sunt destul de buni, nu pot să spun. Numai eu am fost învățat să fie toți unul ca altul sau toți foarte buni, cum e, deși mări note, foarte buni și eminenți. E, anul ăsta am și vreo câțiva, un număr, na, de vreo 20, să spun așa, care îi pre 3-4 rame.
că v-am și arătat. E acum cum o fi și cum o scăpa, ăia mătchii îs toți cinere, stupina mi să nu spun 90% cu mătchii cinere. Acum o să vedem pe parcurs mai departe. Dragii mei, supări, nu am deschis nici un stup până acum. Am spus că zilele așa când i-am filmat atunci a fost temperatura destul de faină pre Crăciun, că eu îi deschid așa, mă doare sufletul să deschid stupii acum, pentru că acum nu-i bine de deschis stupii. Ei trebuie lăsați în pașă. Când i-am deschis, deloc le dezorganizez, le trebuie de-abia să se organizeze de tot, mai odată și să spun așa, și dacă stup mai slab și aia nu-i pași în rând. Așa că nu înseamnă că dacă am spus mă țin de cunci, poate pentru film și asta, dacă zilele și vine, e vreunul, doi, să ne uităm bași așa și să vedem cum arată. Dar stupina e bine pregătită, miere, după cum v-am arătat atunci, au destulă și n-are rost. Mă uit, mai mă întreabă stupari pe internet, Neamărin, Răneș, că am făcut pocașa ca cine și ne-o merg. Bun, Marin, cu ani în urmă, când v-ați uitat pe filmele mele de 10 ani sau de cât sau mai mult, pe internet, înainte vreme am rănit cu pogașe, dar de-abia din primul martie, dragii mei stupari. Nici odată de când stupărește Marin, nu odată în ianuarie, decembrie și asta, n-are rost. Și ce mai vă pot spune? Că dacă dați aia, activați albina și atunci o să aveți albina uzată când trebuie să înceapă ponta la primăvară, nu aveți mult albină și atunci nu poate să se dezvolte așa de tare și de-aia nu e recomandabil și nici într-un caz mai bine să dea toamna, chiar și până în septembrie. Poți că acum, și acum nu-i mai ca și înainte iernile și să gați cu rănitul în august, dar mai bine în august. Dar chiar și în septembrie și gata, că toată hrana aia și o dai în decembrie, mai bine o dai în septembrie sau în august și faci un lucru bun. Așa că, dragii mei stupari, Marin nu dă nici o pogașe prăstă iarnă, nici nimic. Îi las stupii în știrea Domnului și miere cât am pus. Dar în februarie, că totdeauna în februarie o să avem zile bune, o să dau să văd că s-a întâmplat într-un an la ai mai tari stupi să rămână cu mai puțină hrană sau chiar cu niște kilograme, să spun așa, o kilă, două, și atunci am dat miere de stup de floarea soarelui, am pus câte două, trei kile sus și așa i-am scos. Dar aia au fost niște familii și nu au fost o stupină întreagă. E, dragii mei, iacă doar numai atâta am vrut să vă spun, să vă urez un an bun, cu stupi sănătoși, cu albină grasă și frumoasă, și să ne vedem cu filme tot de-ale bune, numai dar Marin și Goge o fi în stup, el vă spune și, na, și cum am rezolvat asta. Nu înseamnă că puietul văros a trecut, dar ne bacem, mai avem și anul ăsta, dar numai în așa fel. Eu gândesc că toți stupii ai slabi, o să-i desfințez și fac stup cum trebuie și numai îmi pierd timpul. Numai asta a fost și dintr-o curiozitate și
cu toate că vezi, m-am știut cam ce se întâmplă până înainte, dar speranța e mare și cred că am reușit până acum, până în prezent. Acum, 100% pentru mine ar fi mare lucru să fie, dar să știe că nu se poate un bețejug trata cu 100%. Chiar și 90% e destul de bun. E, mări, eu de dâncoași, tu de dâncolo, la mulți ani, la mulți ani și numai bine.